Ce se întâmplă când pui mai mulți parlamentari la un loc? Ceva foarte nasol. Încep să vorbească între ei, da. Și, Doamne, știm foarte bine ce se întâmplă când un parlamentar vorbește. E la fel de înduioșător ca un nevăzător care intră la Luvru, pe bune. Parlamentarii n-au fost făcuți să vorbească. Mă rog, probabil au ei o extra opțiune când îi iei. Adică poți să ți-l cumperi și vorbitor, dar plătești mai mult. Cert e că ai noștri nu au așa ceva. Abia dacă sunt cu aer condiționat unii dintre ei. Auziți niște chestii de ieri de la Parlament când se audiau miniștrii în comisii. Urmează domnul Popeangă, deputat. Domnul ministru, două întrebări punctuale pe care aș vrea să mă lămuresc eu, și după aia să se mai lămurească și alții care tot întreabă. Am apreciat faptul că vreți să faceți o politică fiscal-bugetară și nu bugetar-fiscală. Eu v-aș sfătui, cunoscând domeniul, să faceți pe amândouă în aceeași măsură. Așa, frate. Deci, care aș vrea să mă lămuresc și eu ca cunoscând domeniul. Unde vă găsesc ăștia, nu-mi dau seama. Pe bune, ai senzația că e un zăcământ de parlamentari undeva și tot scot de acolo, de-al de dăștia. Ia uite-l, tot ăsta. Mi se pare că numai pe timpul lui Ceaușescu a fost un excedent într-un an, nu mi-l aduc aminte acum. Că eu tot încerc să le explic oamenilor cum a fost posibil acest excedent, dar tot nu-i lămuresc. Deci cum, mă, excedent? Vai de mine! Îți strigă și aia din sală, excedent, coane, iar tu o ții pe a ta. Vă dați seama că omul ăsta n-a văzut niciunde scris excedent. Că dacă vedea, nu mai pronunța excedent. Ceea ce înseamnă că el vorbește despre lucruri de care habar n-are. Șefule, hai că te rezolv eu, că mi-e milă de matale. Deci spui excedent, da? Nu-i nimic. Ai văzut cum pronunță Mihai Gâdea escroc? Mihai? E o excrocherie. O excrocherie de cea mai joasă speță. E, te-ai prins? Sună-l pe Mihai Gâdea și faceți un schimb. Îi dai lui S-ul de la excedent, că îi trebuie la escroc, și îți dă el X-ul lui. Ai, mă, că te-ai scos. Mă mai întreb dacă te mai încurci, da?